Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pensiile speciale, posturile ocupate degeaba de toți paraziții din clientela de partid. Adică nu-și imaginează cineva că acolo se va întâmpla. De ce? Eu mă gândeam că așa te chiar gândești? Vor merge în direcția aia. Mai ales că au tăiat posturile alea care nu erau ocupate. Stai că cu posturile alea... Adică au făcut un prim pas. Alea erau... Deci, știți că așa a început discuția, o să... Din partea noastră... Deci creștem toate taxele, impozitele, dar facem și de la noi ceva. Din partea noastră tăiem 200.000 de posturi care nu sunt ocupate acum, au zis. Așa s-a anunțat în urmă cu o lună, nu? Eu am rămas cu ideea că s-a și făcut. Dar era o singura și anemica promisiune referitoare la reducerea cheltuielilor din sistemul public. N-ați mai auzit nimic de ea. N-ați mai auzit, pentru că ce să vezi, geniile de la PSD-PNL s-au prins că posturile respective, ele poate că sunt neocupate de angajați prin concurs pe durată nedeterminată cu contract plin. Dar sunt ocupate într-o anumită proporție de clientelă, prin numiri interimare. De alea, temporare. Cum se face, știi? Cu mandat de 6 luni, cu mandat de câteva luni. De sunt, dar nu sunt. Da, ele sunt, deci cam nu se poate face reducerea, deoarece, deși au crezut că taie ce nu există, au descoperit că acolo e ceva și e chiar de la ei, deci dacă e de la ei, nu se poate tăia. Nu se... Și altfel, uite că UDMR se răzbună că a fost scos de la guvernare și a început să dea în fapt, să sparge. Dă, cum se zice, s-a spart. Da. Spune-ți, vă rog. Șmecherile cu cheltuielile de personal. Deci, domnul președinte al UDMR, domnul Chelemen Hunor, a declarat recent că digitalizarea ANAF, despre care vorbim degeaba de ani și ani de zile, tot ne rugăm, faceți ceva să... A fost împiedicată de funcționari. Asta este declarația dânsului. Deci digitalizarea ANAF a fost împiedicată de funcționari, citesc, fiindcă ar fi însemnat tăieri de câte 200-300 de posturi pe județ, poate chiar 400 în județele mari. Mult. Da. Pentru că asta înseamnă digitalizare, înseamnă procedură mai eficientă, încasări mai bune, mai puține posturi plătite. Și domnul Hunor, care a fost la guvernare, spune, domnul, de-aia nu s-a putut face, pentru că trebuia să mai tăiem de la noi. Și dacă nu s-a putut tăia de la noi, noi nu tăiem. Era interesant dacă ne spunea și înainte de a pleca de la guvernare. Asta dar mă rog. E, știi? Și nu e singurul lucru pe care îl spune. Uite, citat de publicația defapt.ro, domnul Chelemen Hunor a mai declarat și că, luând în considerare plățile făcute de CNAS, aia cu sănătatea, citez, jumătate din forța de muncă a României a fost în 2022 în concedii medicale plătite. Mi se pare că asta e o oportunitate pe care noi am ratat-o. Adică noi de ce n-am fost în concediu medical plătit aici? Eu nu am fost niciodată, adică aș vrea să încerc acum. Să fim și noi măcar să vedem cum e. Da. Înțeleg că nu-ți dau toți banii, îți dau 85%, la oricât. Atunci nu mă duc. Bun. Și sigur, prima întrebare e da, dar de ce nu a făcut domnul Chelemen Hunor declarațiile astea explozive când era la guvernare? Adică atunci nu era rău? Să se risipească banii? E abia acum că nu mai ciupim și noi ceva? Acum, asta e vechea discuție. Dar până la urmă tot e bine că se mai află câte ceva, n-ai ce să... Da. Bun, dincolo de glume, înțelegeți ce dezastru și ce debandadă este în administrația de stat? Adică asta nu se, așa numai, nu din, se... cine, din ce ne-au aruncat și nouă. Da. Ne-au aruncat din așa. Ce au scăpat. Da. Nu se face digitalizarea, deci băi, chiar, bă, nu se poate face, mă, de ani de zile. Cum să spun, sunt, trăim în epoca digitalizării, totul e online, totul e pe internet, sunt aplicații peste tot, totul funcționează pe calculator. Păi, bă, nu se poate, bă, la fisc. De ce nu se poate, mă? Vine domnul Hunor. Păi înseamnă că trebuia să reducem niște posturi, 2, 3, 400 de oameni pe județ, 41 de județe, face socoteala. N-a mers. Îi ținem angajați. Până acum era chestia cu speranța moare ultima, știi? Dar eu cred că speranța a murit de mult și nu ne-am dat noi seama de lucrul ăsta. Pentru că de fiecare dată după Revoluție, după 1989, ne-am gândit că o să se facă ceva. Indiferent că e vorba de digitalizare acum în cazul ăsta, autostrăzi, drumuri, orice altceva care ține de civilizație. Sigur că România a evoluat în ultimii 30 și un pic de ani. Dar mereu am sperat că vom ajunge la cât mai aproape de un standard european, vestic. Și mereu credem lucrul ăsta, de la an la an, și nu se întâmplă. Băi, adică au trecut totuși că... mai bine de 30 de ani de când puteam să facem lucruri. Da. Nu mai vorbim de 5 ani. Nu, dar să știi că se face, nu înțeleg de ce. Adică se face, se vor mări taxele și impozitele, asta se va face, fără niciun fel de discuție aici. Frate, nu, dă-i ce e a lor, e a lor. Când e de mărit taxele, păi, așa promit, așa fac. Abia aștept. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.